Carte, arte, spiritualitate. Bun găsit, dragii noștri! Astă seară o să vă port printr-o lume puțin mai specială, o lume a icoanelor și a iconarilor. Invitata mea nu este o persoană foarte cunoscută, deși este o persoană care, în urma unui studiu îndelungat, a reușit să aducă la viață multe frumusețe și bogății ale patrimoniului nostru cultural. Mărturisesc că nici eu nu o cunosc de foarte mult timp, dar mi-a atras atenția modul minuțios în care și-a pregătit de fiecare dată ieșirile publice. Fie că vorbim de lansări de carte sau de expoziții, Filip Dumitrița Daniela a fost întotdeauna atentă la cel mai mic detaliu, dovadă că meseria pe care și-a ales-o îi se potrivește mănușă. Vorbim în această seară cu Daniela Dumitrița Filip, expert restaurator în lemn și pictură pe lemn. Este mult mai pompoasă titulatura ta, eu am scos așa o bucățică din ea. Bine ai venit la noi, Dumitrița! Bună seara și bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație! Ai venit la noi, când spun la noi, vorbesc de Radio Reîntregirea, dar tu ai venit la noi taman din Maramureș. Da. Dintr-o vatră istorică importantă și cu importante, și astăzi, cu importante vestigii de cultură tradițională. Ce te apropia de domeniul acesta? În primul rând, pictura de icoane și dragostea pentru icoane. De mică am început să pictez icoane, iar pe parcurs, în jurul icoanei, s-au dezvoltat toate celelalte domenii sau direcții de cercetare. Am abordat icoana, iconografia din perspectivă istorică, a istoriei artei, din perspectivă tehnică, cum anume au fost pictate icoanele, dar și din perspectiva aceasta istorică și teologică, și am încercat să elucidez, dacă pot spune așa, mesajul programului iconografic din bisericile maramureșene. Eu am rămas foarte surprinsă că tu ești foarte tânără și ai în spatele tău o activitate îndelungată. Ai și absolvit 3 linii de studiu și ai fost studentă în cele mai importante centre universitare din Transilvania. Ți-ai început studiile la Cluj, apoi ai continuat la Sibiu și la Alba Iulia și până la urmă, după un periplu în învățământ la Baia Mare, la seminarul teologic, spune tu titulatura întreagă că n-aș vrea să greșesc. La seminarul teologic Sfântul Iosif Mărturisitorul din Baia Mare. De ce ai ales meseria de dascăl pentru începutul carierei tale? Acolo am predat desen, dar am adaptat tematica cursului la specificul liceului cu profil teologic și am făcut pictură de icoane cu elevii. Am avut la un moment dat, în afara orelor de curs, un cerc de pictură. Am învățat să picteze icoane pe lemn și pe sticlă, am făcut mici expoziții, dar nu m-am regăsit întru totul în sistemul de învățământ, pentru că fiind așa o fire mai curioasă și tot timpul dornică de a afla, de a explora mai mult, parcă zona asta de muzeu, unde se poate face și un pic de cercetare, mi s-a potrivit mai bine. Atunci întreb, că văd aici în CV-ul tău, că după ce ai predat ca profesor și pictor de icoane la Seminarul Ortodox din Baia Mare, ai trecut la o altă etapă a vieții tale profesionale, dar o etapă, aș spune eu, mai puțin lipsită de tumultul din școală și de agitația școlară, și anume ai lucrat la Episcopia Ortodoxă Română a Mureșului și Sătmarului, unde te-ai ocupat de icoane în continuare, tot de icoane. Da, de icoane și de colecția de carte veche. Episcopia Maramureșană are o colecție foarte bogată de carte veche, exemplare de carte veche religioasă și icoane pe lemn și pe sticlă, și din încredințarea preasfințitului Iustin și la vremea respectivă a înaltul preasfințitului Iustinian Chira, m-am ocupat de această colecție, să inventariez, să restaurez icoanele, să pun în rânduială acest patrimoniu sacru pe care îl are Episcopia Maramureșului și Sătmarului.
Și în acest context am, bineînțeles, cu binecuvântarea preasfințitului Iustin și cu suportul constant al dânsului, am organizat un mic spațiu muzeal în Catedrala Episcopală din Baia Mare, unde am adus înaintea publicului băimărean și nu numai câteva dintre artefactele religioase pe care le aveam la episcopie. De acolo, eu mă întreb, ajunsă în momentul acesta, aș spune eu, un moment important al profesiei tale și la o vârstă foarte tânără, ai hotărât totuși să pleci înspre Alba Iulia. Cum s-a făcut pasul acesta? Pentru că Baia Mare este și orașul tău natal. Da, s-a evit un post de restaurator la Muzeicon, la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, și eu, având acest background teologic, dar și de restaurare de icoane, pentru că am terminat la Cluj Facultatea de Teologie Ortodoxă, Conservare, Restaurare, era cel mai potrivit pentru mine. La Baia Mare n-am găsit un asemenea post, chiar restaurator de icoane. Aș putea zice că aceste posturi de restaurator icoane sunt destul de rare, pentru că nu toate muzeele au colecție de icoane și pot să restaurez doar icoane. Majoritatea au diverse opere de artă realizate pe diverse tipuri de suporturi. Ori aici am găsit ceea ce căutam de mai multă vreme, oarecum. Și munca aceasta extrem de migăloasă te împlinește? Ți-ai dorit-o dintotdeauna? Ai știut la ce te înham atunci când ai studiat restaurarea de icoane? În mare parte, da, dar întotdeauna vin și provocările. Și restaurarea fiecărei icoane este diferită. Și fiecare icoană este unică, aș putea spune, la fel cum sunt oamenii sau cum sunt pacienții. Pentru că, așa cum zice și domnul Știrban, este un spital. De la noi, da, laboratorul de restaurare este un spital pentru aceste obiecte vechi, obiecte de patrimoniu, și încercăm să le readucem la viață sau să le prelungim viața. Și atunci fiecare icoană are particularitățile ei și se cere descoperită nu doar din punct de vedere tehnic ce metodologie de restaurare să aplicăm, dar se cere descoperită și din punct de vedere istoric, dar și teologic, religios. Se cere rugată ca să ne povățuiască. Auzeam odată la radio, cred că chiar prea fericitul Daniel spunea că pictorii de icoane se împart în două categorii: cei aleși și cei care își doresc să fie aleși. Ce crezi că te-a ales pe tine pentru meseria aceasta? Pentru că, repet, vorbim de icoane. Una este să pictăm laic și acolo, să zic așa, se permit și unele greșeli sau ieșiri din linia tradițională. Și alta este să restaurezi o pictură de o valoare, poate uneori inestimabilă, și să nu te temi de ea. Ce crezi că te ajută în demersul acesta? Aș zice că, într-un fel, toți suntem aleși, dar fiecare răspundem într-un mod diferit. Iar prin ceea ce facem este răspunsul nostru la chemarea lui Dumnezeu. Sau este o înmulțire a talentului pe care Dumnezeu ne dă. Nu întotdeauna știm că avem un talent. Nu întotdeauna știm de mici că avem un talent. Câteodată îl descoperim pe parcurs. Câteodată îl descoperim prin oamenii care ne îndeamnă să facem un anumit lucru. Iar referitor la această dragoste față de icoană, e greu de spus sau de identificat chemarea. N-aș putea să vă spun un anume timp. Sau un anume moment. Se confundă cumva cu începuturile mele, cu viața. Știi de ce? Eu mă gândesc că totuși, tu ai terminat liceul la 18 ani, un liceu laic. N-ai urmat un liceu teologic. Iată, cu atât mai mult un profil real.
mă gândesc la 18 ani că poate nu realizez câtă importanță are această muncă de a aduce trecutul în prezent, că practic asta face un restaurator, dă o nouă viață obiectului respectiv. Și de asta întreb, acum când tu ai în spate o experiență, ai foarte multe studii, vorbim deja de 3 cărți semnate de tine, acum nu te temi atunci când întâlnești o icoană foarte veche și știi că dintr-o greșeală s-ar putea să distrugi acel obiect? Tot timpul există această reținere. Și aș compara tot timpul profesia de restaurator cu cea de medic. Pentru așa că și este. Medicul întotdeauna când intră în sala de operație are riscul. Că, există da, riscul. Există niște riscuri, dar în același timp știe că Dumnezeu poate lucra prin oameni. Și atunci cu ajutorul lui Dumnezeu, luminându-ne mintea, putem să găsim cea mai bună soluție. Și întotdeauna în sfătuire cu alții. Și în restaurare, deciziile nu se iau întotdeauna de unul singur. Este o comisie cu care te sfătuiești, alți specialiști cu care vorbești înainte de a aplica o metodologie. Și bineînțeles, se fac și multe investigații fizico-chimice ca să înțelegem tehnologia icoanei, cum a fost ea pictată, cu ce materiale, ca să găsim cea mai bună soluție. Deci cumva este și știință, dar aș zice că este și mai mult decât știință. Hai să ne oprim un pic și la teza de doctorat. La un moment dat te-ai decis pentru doctorat. Tu ai ales tema sau tema te-a ales pe tine? Sau profesorul a decis tema pe care să o alegi? Este foarte interesant, cum s-a născut acest doctorat. Și vorbeam mai devreme despre oameni care ne ajută să ne descoperim calea sau talanții pe care ni-i dau Dumnezeu. Nu m-am gândit la doctorat. Când am terminat primul master, am avut în gând să fac un doctorat, dar nu aveam o temă anume față de care să simt un atașament, care să mă motiveze. Și am zis, nu are rost să fac pur și simplu, numai de dragul de a fi făcut. Au trecut ceva ani, iar pe când eram la episcopie în Baia Mare, în al preasfințitul Justinian, Chira, Dumnezeu să-l odihnească, ne-a făcut o vizită la birou unde lucram și m-a pus să-i prezint ce cărți vechi, ce icoane am descoperit, ce însemnări, ce inscripții de pe cărțile vechi. Și înainte de plecare mi-a zis, frăția ta, să scrii o carte. Îți dau poruncă să scrii o carte. Și în sinea mea, cumva, nu că l-am luat în râs, dar mă gândeam, cum să scrii o carte? Că trebuie să ai cu ce să scrii o carte, să ai o cercetare, să ai niște idei. Nu poți să scrii o carte pur și simplu. Și atunci am văzut cumva că nu l-am luat așa în serios. Și acolo era în hol, mă aduc și acum aminte, era Gresie și cu toiagul a bătut așa puternic. Înalt preasfințitul Justinian era un om blând, un părinte iubitor, cu toții îl veneram. Și zice, ascultă ce-ți spune un episcop bătrân. Eu îi muri, dar frăția ta să scrie o carte despre ce are Maramureșul mai bun. M-am înfricoșat un pic, adică mi-am revenit în fire și am zis, în al preasfințitul nu vorbește, nu spunea niciodată cuvinte goale, este un rost în spatele cuvintelor. O să mă străduiesc și să vedem ce va ieși. Asta se întâmpla în august 2016. La sfârșitul lui octombrie, în al preasfințitul a trecut la Domnul, deci în 3 luni și ceva. Și cumva mi-a rămas așa în suflet și îmi răsuna mereu seara când mă puneam la culcare, îmi răsunau cuvintele dânsului și m-am străduit să-i duc la îndeplinire această poruncă. Și așa m-am rugat că dacă e de la Dumnezeu ce mi-a zis, atunci a și preasfințitul Justin să-mi dea cumva aceeași poruncă sau măcar să-mi creeze contextul potrivit ca să duc la îndeplinire această sarcină.
Și preasfințitul Iustin, după ce a fost întrăniza ca episcop titular al Maramureșului și Sătmarului, mi-a zis, frăția ta știi să scrii, vreau să te trimit la un doctorat. Și așa s-a născut ideea de doctorat. Și de aici am legat-o cumva, la început am vrut să fac doar despre icoane și despre colecția episcopiei, pe urmă am făcut cercetare de teren în bisericile maramureșene, am descoperit programul iconografic și toată istoria scrisă în culori și așa s-a născut pe urmă titlul și tema tezei. Un titlu lung, o să-l citesc de aici, de pe carte. Programul iconografic din bisericile de lemn maramureșene, document istoric și discurs teologic. Am văzut, nu am participat direct, dar am văzut cele două lansări de carte când teza ta de doctorat a apărut în volum și ai fost atentă până la cele mai mici detalii, pe lângă faptul că ai ales oamenii care ți-au stat alături în demersul acesta și care ți-au dat poruncă, iată, să mergi în cercetare și să faci acest volum. Emoții la cele două lansări? Sau unde au fost cele mai mari emoții? Au fost în ambele locuri, și la Cluj, și la Baia Mare, și la Sighet au fost emoții. Dar cred că cele mai mari emoții au fost la Baia Mare. Acasă. Acasă și mai ales că a fost prezent și preasfințitul Iustin, care m-a îndrumat practic... Te-a îndrumat și cu calea. Siguranță știa da. Truda din spatele acestui volum. Da, da, și iar pe de altă parte faptul că eram acasă între oamenii care mă cunoșteau de mică și pe care îi cunoșteam. Și atunci e greu în fața comunității care te cunoaște de copil să vii să te prezinți într-un alt fel. Să fii adultul prețios și important. Exact. Da. Da, cunoaștem sentimentul, dar până la urmă căldura cea mai mare acolo o găsești acasă. Și orice ai face, orice ai putea schimba în lumea asta, dar nu locul natal. Celelalte două titluri s-au născut înainte sau după teza de doctorat? După teza de doctorat sau aproape simultan, dar aș zice că au apărut, da, după doctorat, cercetarea postdoctorală pe care am realizat-o aici la Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. Care este aceasta? Da, din acest proiect de cercetare am făcut o expoziție la muzeu pe care am intitulat-o Materie și icoană. Și practic cercetarea are în centru icoana transilvaneană. Icoanele transilvanene pictate în secolul al XVIII-lea și la începutul secolului al XIX-lea și le-am studiat din perspectiva aceasta tehnică. Cum au fost pictate? De unde își procurau pictorii materialele? Am descoperit aici în județul Alba o bogăție de materie primă din care își puteau face culorile, pământuri colorate, de origine pedologică, de origine geologică, minerale. O parte din ele le găsim și la Muzeul de Științele Naturii din Aiud, cu care am colaborat. Și în jurul acestei idei de icoană transilvaneană s-a conturat toată cercetarea. Și care ți s-a părut cea mai interesantă culoare extrasă din materialul acesta biologic? Avem o gamă variată de pământuri colorate din categoria oxizilor de fier pe care am găsit din abundență aici în județul Alba și acum vă spun comparativ cu Maramureșul că și acolo am străbătut în lung și în lat pământul maramureșan și nu am găsit chiar atâta diversitate de culori precum în Alba. Asta ar fi pe de o parte, iar pe de altă parte resursele minerale din subteran. Avem aici aproape la Zlatna, se exploata și în secolul al XVIII-lea cinabru, sulfură de mercur, care era folosit la pictarea icoanelor și transformat în pigment, este acel roșu extrem de viu și de colorat și de intens, care de altfel era destul de scump, dar aici, pentru că se găsea din abundență,
zugravii transilvaneni, pictorii, maestrii transilvaneni îl puteau procura mai ușor și îl întâlnim în icoanele transilvanene, era folosit. Care ți s-a părut ce, sau aș merge un pic invers, dintre lucrările pe care le-ai restaurat, a fost vreodată, a existat vreodată vreo piedică sau vreo greutate în a găsi exact nuanța potrivită din lucrarea respectivă? Nu, că la integrarea cromatică, așa cum spun normele și principiile restaurării, nu trebuie să ajungem la tonul exact, la nuanța exactă, ci intervenția restauratorului trebuie să fie întotdeauna vizibilă, să se distingă de original. Și atunci totul se face cu un ton mai deschis decât originalul, tocmai ca să se vadă. Și sunt mai multe tehnici, această tehnică ce folosește punctele numită ritoco sau trategio, că facem niște linii paralele atunci când integrăm. Dar în principiu se merge pe această idee de minimă intervenție. Nu intervenim acolo unde nu este necesar. Lăsăm cât mai mult din original sau între cât se poate. Și cam dacă ne gândim după aceste principii ale restaurării și încercăm să le aplicăm, atunci nu întâmpinăm probleme. Hai să mergem și la a treia carte. Este vorba acolo de biografia unor zugravi. Despre cine și de ce te-ai îndreptat spre această temă? Despre cine este vorba? Da, este vorba de zugravii Gheorghe și Ioan Ploho din Dragomirești, Maramureș. De fapt, este o continuare a ceea ce am început odată cu cercetarea de doctorat, și aș spune că doctoratul nu încheie nici de cum o etapă de cercetare, ci deschide o ușă. Și am zis că odată cu această cercetare am început practic o cercetare de o viață, adică întreaga viață, nu știu dacă mi-ar ajunge să pot să explorez și să cunosc cât mai mult din tainele picturii maramureșene. Și am mai descoperit câteva lucruri interesante despre doi zugravi pe care i-am studiat și la doctorat și pe care i-am prezentat în teza. După aceea am descoperit niște documente. Și aici am consultat și cu doamna, și trebuie să o menționez pentru că mi-a fost mereu alături, doamna Livia Ardelean de la Arhivele din Cluj-Napoca, maramureșancă de origine, care cunoaște foarte bine fondurile arhivistice referitoare la Maramureș. Și așa am găsit niște documente și am putut să vin cu o contribuție la biografia celor doi zugravi menționați. Și anume, până de curând se credeau că fac parte dintr-o familie nobilă maramureșană, ori am descoperit că erau practic țărani maramureșeni care se îndeletniceau cu pictura. Acest lucru nu le scade nici de cum importanța, ba din contră, face mai valoroși, pentru că din lumea satului, din mediul rural, s-au născut doi mari zugravi maramureșeni care și-au lăsat amprenta asupra culturii și artei maramureșene și nu numai. Se obișnuiește foarte mult în ultimul timp ca biografiile sau memoriile sau cărțile de istorie să fie cumva romanțate pentru a ajunge și la publicul larg, nu numai la cercetători. Dacă ne-am uitat la cele trei titluri ale tale, tu, ca autoare, consider că ele se adresează tuturor, că ar fi o lectură plăcută pentru toți, sau sunt cărți care se adresează doar specialiștilor din domeniul respectiv? Știți că această problemă sau această întrebare, cum să scriu, cum să aduc teza, forma publicată a tezei, cum să o prezint? Să o aduc în fața specialiștilor, doar a specialiștilor, adică să rămânem noi ca într-o enclavă, ca într-o castă a specialiștilor sau a istoricilor care vorbesc doar între ei, se ascultă doar între ei, sau să vin și în fața publicului larg? Și atunci am căutat o carte de mijloc și m-am gândit și la dorința în al preasfințitului Iustinian, care mi-a zis să scriu o carte și se referea la să scriu o carte pentru Maramureș și pentru maramureșeni și socotez și nu numai, pentru cultura noastră în general. Și atunci m-am gândit,
ce rost are să vin să prezint într-un limbaj inaccesibil publicului larg, accesibil unui număr restrâns de specialiști și pe oameni să-i las deoparte, să-i exclud cumva. Până la urmă, rostul nostru și munca noastră este aceea de a îmbogăți locul în care trăim, oamenii în mijlocul cărora trăim. Și în acest sens am încercat să folosesc un limbaj care să fie înțeles de toată lumea, dar în același timp să aibă acuratețea și corectitudinea datelor și să fie o carte științific realizată, dar în același timp și un om care nu este familiarizat cu toate detaliile de istoria Maramureșului sau de iconografie sau cu toate exprimarea limbajului teologic, de exemplu, să poată să înțeleagă și să-și descopere ca după aceea și să-și dorească ca după aceea să descopere mai mult și să caute el însuși mult mai multe informații despre diverse alte subiecte. Ai dat foarte mult din profesia ta, din sufletul tău, din cercetarea ta Maramureșului natal. Dar sunt câțiva ani buni de când locuiești în Alba Iulia, de vreo 4, te știu și eu, ni s-au intersectat drumurile într-un fel sau altul. Firesc vine întrebarea mea, când îți vei îndrepta atenția și cercetarea și înspre școlile de zugrav de aici, din județul Alba? Un prim pas am încercat deja să-l fac prin cercetarea postdoctorală și m-am îndreptat asupra icoanei transilvanene. Iar un al doilea pas, să zic așa, e un pic în pregătire, dar nu despre zugravii transilvaneni s-a scris. Și-a scris doamna Ana Dumitran cât s-a putut. Ioana Rustoiu, deja cu o teză de doctorat în domeniul istoriei artei pe școala de LAS și cu studii importante și contribuții. Mai sunt și se cer a fi explorate. Și această zonă de... aș putea acoperi această parte de tehnica icoanei, de proveniență. Sau noi biografii. Noi biografii, de ce nu? Dar aș zice, și asta vreau să zic despre al doilea pas, acum cu sprijinul domnului director Gabriel Rustoiu, am inițiat un parteneriat la Baia Mare este o facultate care are o secție de etnologie. Și împreună și cu cei de la Alba Iulia, bineînțeles, mi-aș dori, nu știu dacă voi reuși, acum suntem la început cu ideile și vedem cum vom pune în practică, să încercăm să restaurăm câte ceva din aceste, aș zice, elemente care dau identitate județului Alba, apusenilor. Și am văzut în munții Apuseni, în toate comunele, că sunt aceste superbe șuri acoperite cu paie și case acoperite cu paie care stau să se prăbușească și necesită cumva salvare. Și asta mi-aș dori, dacă o să am tot contextul potrivit, să salvăm și să învățăm oamenii din zonă cum să și le repare. Cum se face un acoperiș de paie? Cum se restaurează o șură? Pentru că majoritatea se prăbușesc și pierd, tocmai pentru că nu mai știu oamenii meșteșugul cum să le repare. Și atunci asta, pe lângă continuarea cercetării cu icoanele, asta mi-aș dori să pot face aici în Alba și să fie contribuția mea. Cred că cei mai frumoși ani din viața mea profesională i-am petrecut în cultura tradițională și ce m-a uimit întotdeauna la o tânără a zilelor noastre, că tu de fiecare dată, nu numai la evenimente, ai în ținuta ta un element de cultură tradițională. Chiar dacă vorbim chiar și numai de o bărățară sau de o eșarfă sau de o bundiță, sau întotdeauna ai această plăcere deosebită de a îmbrăca cât de puțin câte ceva din portul tradițional.
Faci asta pentru că profesia ta te aduce în fața lumii sau pentru că așa simți tu? Consider că astea sunt parte din identitatea mea. Așa cum vorbim limba maternă, oriunde mergem, și portul, și câteodată vorbesc și în graiul de acasă și, bineînțeles, dacă nu sunt la o conferință sau într-un cadru așa științific, academic, în viața de zi cu zi îmi păstrez și graiul de acasă. Și de multe ori mă silesc să vorbesc, să nu uit anumite cuvinte, pentru că bunicii nu mai trăiesc, bătrânii se duc rând pe rând și cumva pierd legătura cu ce a fost cândva. Și astea sunt rădăcinile noastre. Și prin aceste rădăcini noi suntem vii. Dacă nu, suntem ca, vedeți, o floare, o culegem, o tăiem, o punem în pahar. Florile în vază sunt foarte frumoase, dar nu dăinuie. O zi, două, după care se usucă, le aruncăm. Dacă avem rădăcini și dacă știm să ne păstrăm rădăcinile și prin ele să ne tragem acea sevă de viață, atunci viața noastră este împlinită și putem și noi la rândul nostru să rodim ceva și să transmitem mai departe. Frumos final de emisiune, pentru că, din păcate, s-a scurs foarte repede timpul. N-am vorbit despre cealaltă parte a profesiei tale, aceea de organizator de expoziții și de custode. N-am vorbit despre asta, dar cei care își doresc să o vadă pe Filip Dumitrița și în această postură, te pot găsi zilnic la Muzeicon, unde îți desfășori activitatea și pot participa la expoziții. Și dacă tu vorbim de expoziții, care ar fi următoarea expoziție pe care o pregătești pentru publicul Alba Iulian? Anul viitor o să avem o expoziție inedită, pentru că am cercetat pigmenții și am reprodus câteva rețete vechi de pigmenți și cerneluri, după cum foloseau și pictorii transilvaneni, și îmbogățim această cercetare îndreptându-ne spre coloranți care erau folosiți și la textile, la vopsirea lânii, a bumbacului, a mătăsii și așa mai departe. Și în colaborare cu colegii de la Vaslui, că am avut anul acesta expoziția la Vaslui, anul viitor o organizăm aici la Alba Iulia, dacă ne ajută Dumnezeu, și să venim în fața publicului larg cu aceste modalități sau tehnici de vopsirea textilelor, de prepararea pigmenților, să readucem în fața omului modern, dacă vreți, câteva tehnici tradiționale, cum își vopseau hainele mai de mult, cum pictau, cu ce pictau, de unde își luau culorile, care plante sunt bune pentru extras acești coloranți și așa mai departe. Și o să avem și ateliere practice și cei doritori sunt invitați și sunt așteptați să ia parte. Până una alta, vizitați Muzeicon, nu este un muzeu unic în România și nu veți regreta să-l vedeți. Acolo vă așteaptă Filip Dumitrița și colegele ei, personalități la fel de importante pe scena culturii tradiționale și a culturii în general, a istoriei și a culturii. Până atunci însă sper că v-a plăcut emisiunea noastră și că ne veți urmări și săptămâna viitoare. Toate cele bune!